Bună și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi mă joc Brawl Stars. S-a băgat nou PES. Sunt aici la Tier 10 și am zis să-l deschid împreună cu voi. Dați voi like, să vă abonați pentru mai multe videoclipuri cu Brawl Stars. Hai, poate îmi pică și un skill, un brawler sau un skill. Oricum, chiar dacă îmi pică, chiar dacă nu îmi pică, vom da câteva meciuri. Un star drop. Ok, să vedem 100 de credite. Plănesc să-l iau pe Draco. Ok, pe trei. Avem din acestea 1000 de bănuți. Ok, încă starte. Vreau să încerc o schemă și să zic că nu vreau legendar. Nu vreau legendar, de ce nu vreau? Măcar super rară. Blinguri, da, astea sunt bune. Ok, încă un star drop. Hai să vedem ce ne pică de aici. Ok, dăm un brawler, că mai îmi lipsesc brawler super rare. Gemuri, oricum aveam doar două gemuri. Avem așa un star drop, un star drop, un geamur. Dăm un brawler drop sau un skill. Nu, da. 1000 de din ăștia, wow! Ok, acum mai trebuie să facem aici. Dar asta e, o avem aici pe B. Și vom juca câteva meciuri. Vreau să zic că ieri am luat pe Brawler. L-am luat pe Mortis cu credite, n-am mai luat-o pe Tara. Mi-a dat și un skill gratis pentru el cu pălărie, din câte vedeți am făcut 130 de trofee cu el și efectiv l-a apes aici. Deci înainte să iau astea 300, ieri am deschis acest star drop și când am apăsat mi-a picat mitică și ce să vă vină să credeți, mi-a picat acest brawler care îmi lipsea și așa mai întrebe doar 3 brawler super rari. Vreau să joc o rundă cu Mortis și o rundă cu un nou brawler care mi-a picat, pentru că vreau să vedeți și voi cum joc cu aceștia. Deci hai să jucăm o rundă. O să le joc pe ambele la duo. Și dați și voi un like ca să mai facem videoclipuri de Brawl Stars. Măcar să strângem la acest video, că măcar să iei sau 100 de like-uri. Ok. Am picat cu Dana. Ok, și chiar mi-l doresc pe Dana. Vă întrebați. Ok, uite, facem așa, perfect. Ok, mai luăm aici. Dați un pic. Ok, gata. Am rezolvat. Ce se întâmplă pe aici? Nu. Ok, sper să câștig runda asta. Trebuie să aștept să mă respawnez, revin cu mine respawnată. Am revenit, păcat că nu mi-a picat niciun brawler. Mamă, gata, l-am prins și pe Leon. Ok, încă un Leon. Și m-a prins el pe mine. Ok, Dana, mai hai fi și tu bun și câștigă runda asta. Ok, nu îi apare că e pierdut, Dana, mai. Ok, runda asta am pierdut-o. Ok, nu am pierdut, am ajuns pe locul 2. Ok, acum vom juca cu Mortis. Mântiat, așa. Jucăm cu Mortis. Hai să-l căutăm. Doar 4 mitice, dar când o să-l iau pe Draco o să am două legendare. Hai să-l luăm pe Mortis și să jucăm o rundă cu el. Nu uitați să dați și voi un mare like și să vă abonați, pentru că îmi doresc foarte mult să fac 2000 de abonați. Stați un pic. Am revenit aici. Dacă se aude ceva, scuzați-mă. Ok. Nu prea știu eu bine să mă joc cu Mortis,
Azi nu l-am pe Tara, dar asta e. Și vreau să vă zic ceva, că mi-a picat două skin-uri din Stardrop Mythic. Deci, da, mi-a picat două skin-uri din Stardrop Mythic. Nu din Stardrop Mythic, din Stardrop Epic mi-a picat două skin-uri care chiar plănuiam să le iau. M-a prins runda asta, dar asta lui. Hai să vă arăt ce skill-uri mi-au picat din Stardrop Epic. Păcat că n-am filmat. Deci vă arăt ăsta care mi-a picat astăzi și mi-a picat acum două săptămâni. Nu tot din Stardrop Epic. Deci mi-a picat ăsta pe EMS 1000 de blinguri. Chiar eu strângem aici așa blinguri ca să le iau efectiv în mărgă de oare când o să le iau, că mi-l doream foarte mult pe EMS și l-am luat, se va din Stardrop Mythic astăzi și acum două săptămâni jucam și o browser și mi-a picat skill-ul ăsta pe Carl, cred că se numește Evrat. Chiar îmi place, dar mai mult îmi place dacă îmi pica acesta sați. Îmi place mult mai mult, dar asta este, mi-a picat. Asta este ce am făcut astăzi, abia aștept să mai iau chestii aici așa la PES. Poate când fac tier 17 sau 20 o să fac partea a doua la acest videoclip. Oricum o să fac partea a doua, nu o să mai iau chestii și o să fac așa multe tiere ca să vă arăt și vouă. Mie mi-a plăcut videoclipul de astăzi, dați și voi un like și să vă abonați și scrieți în comentarii dacă mai vreți videoclipuri cu Brawl Stars. Dacă îl vreți și voi pe Draco, puteți intra pe Brawl Stars. Și voi dacă nu aveți toți brawlerii și aveți așa să mai luați, efectiv vouă vă apare așa brawlerul ăsta și vouă vă apare într-o parte Draco. Și voi dacă apăsați pe Draco, puteți să faceți schimb de brawler și ăsta după ce l-ați luat pe Draco, puteți să-l luați pe brawlerul care puneți voi să-l luați, de exemplu eu pe Edgar. Dar că s-a băgat nou brawler Draco și, dacă zic corect, și am vrut să-l iau pe acesta, încă nu mai șmeche, uitați. Și asta e tot ce am luat astăzi, păcat că nu mi-a aplicat un brawler, dar noi ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!